41 de controale, peste 200.000 de amenzi aplicate. În doar o săptămână de verificări, ITM a dispus peste 160 de măsuri societăților din Gorj. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, sub coordonarea și îndrumarea inspectorului șef George Octavian Romanescu, au efectuat în perioada 9-13 mai 2022 un număr de 41 de controale care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității sănătății în muncă, fiind aplicate amenzi în cuantum de 204.500 de lei și dispuse 163 măsuri de intrare în legalitate. Au fost depistate inclusiv cazuri de muncă la negru. Doi angajatori din municipiul Târgu Jiu și din orașul Rovinari au fost sancționați cu suma de 40.000 de lei pentru folosirea în activitate a două persoane pentru care nu aveau încheiate în prealabil contracte individuale de muncă. Angajatorii sancționați pentru muncă nedeclarată activează în domeniul construcțiilor și în domeniul restaurantelor. Indiferent de statutul angajatorului, fie persoană fizică, fie persoană juridică, acesta are obligația de a respecta integral legislația atât în domeniul relațiilor de muncă, precum și în domeniul securității și sănătății în muncă, în caz contrar riscând aspre sancțiuni contravenționale, anunță Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj.